Bună dimineața, e 10 și 10, e timpul să începem. 10 și 10 sună frumos, armonios, așa cum ne propunem să fie mediul despre care discutăm astăzi. Bună dimineața tuturor, încă o dată, și aș dori să le spun bun găsit tuturor celor care participă la conferința noastră APE pentru comunități durabile, organizată de rețeaua Apele Unite ale României, în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din România la nivel național și pe capitală, și desigur, spun desigur pentru că este un susținător constant al acestor proiecte, proiectul de acest gen, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României. Sunt Mihai Rădulescu și sunt onorat să îi salut pe participanții la dezbatere, distinși reprezentanți ai tuturor zonelor relevante pentru tema în discuție, și vorbim de protejarea bazinului hidrografic, deci autorități centrale, autorități locale, specialiști, societate civilă. Cred că ar trebui să invit pentru început să-și ocupe locul aici lângă mine pe scenă, pe cei care vor rosti mesajele oficiale, să le spunem, mesajele de deschidere, și l-aș ruga pe, în primul rând, aș ruga-o pe gazda noastră de astăzi, domnul director al Bibliotecii Naționale a României, să ia loc, apoi domnul Laszlo Borbély, șeful Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, domnul Daniel George Surdu, Ministerul Dezvoltării, este secretar de stat, domnul Surdu, după cum bine se știe, în Ministerul Dezvoltării, Lucrurilor Publice și Administrației, și din partea președinției, Alexandra Boșe, consilier de stat de asemenea, președinția României. Mai avem din partea administrației Apele Române pe domnul Sorin Rândașu, director la Apele Române, aici lângă mine, vă rog. Și am completat, practic, echipa de deschidere. Spuneam că faptul că sunt reprezentanți din toate zonele acestea relevante este în sine o dovadă a înțelegerii unui deziderat, unui principiu încă de la înființarea platformei Apele Unite ale României, și anume faptul că nu se poate administra ceea ce numim noi rețeaua de ape din localități, nu se poate gospodări eficient decât dacă există un efort comun în acest sens, și mă bucur să constat o prezență numeroasă în sală și de calitate, formată, cum spuneam, din reprezentanți ai Guvernului, ai Președinției, din primari, îi salut pe domnii primari de sector, de sectoare, și îi vom asculta în primul panel. De asemenea, din arhitecți, din urbaniști și reprezentanți ai unor ONG-uri preocupate de rolul râurilor în consolidarea comunităților durabile din România. Ce își propune în principiu conferința, așa doar ca un fir roșu, să continue și să dezvolte efortul acesta de a avea râuri mai curate, mai prietenoase, în beneficiul localnicilor. Apropo de râuri prietenoase, știți cum se spune în folclor, există așa o zicere în folclorul nostru, și anume că, să spunem, spre Codru, în primul rând. Codru e frate cu românul, în doină a lui Mihai Eminescu. Dar tot Mihai Eminescu, în scrisoarea a treia, cunoștiți celebrele vorbe puse în gura lui Mircea cel Bătrân, care îi se adresează lui Baiazid, râul, ramul mi-e prieten numai mie. Iar ție dușman este, mă rog, continuă. Deci râul, ramul mi-e prieten numai mie. Iată că aici e pus pe primul loc chiar râul, înaintea Codrului. Ceea ce accentuează încă o dată importanța temei pe care o avem astăzi în față. Întrebarea pe care probabil și-o pune multă lume, și este bine, dar apele, Codrul, îi protejează pe România, au protejat dintotdeauna. Invers e valabil? Reciproca e valabilă? Românul ce face pentru râu, de exemplu? Ei, cam cumva așa, pe undeva, întrebarea aceasta și-a pus-o și provocarea aceasta a lansat-o platforma Apele Unite ale României, atunci când a invitat
arhitecții, urbaniștii să vină cu soluții, cu proiecte pentru gestionarea eficientă și prietenoasă, cum spuneam, a apelor din localități, în beneficiul comunităților, iar răspunsul a venit și a fost pozitiv. Da, și românul și arhitectul, în cazul de față, e prieten cu râul. Și o să vedem exact cum soluții concrete în timpul dezbaterii noastre, care se va întinde pe 2 zile, astăzi și mâine. Astăzi, de exemplu, avem un proiect, vom vedea un proiect de în care va fi prezentat un ghid pentru autorități publice privind managementul integrat la risc de inundații, realizat de un arhitect din Reghin. Vom vedea cum arată și un proiect concret finalizat al râului Someș, iar mâine vom afla soluții aplicate pentru râul Dâmbovița din capitală. Și pentru că vorbeam de Dâmbovița, ne aflăm la 2 pași de Dâmbovița, o să ne îndreptăm atenția pentru începutul acestei conferințe către gazda noastră, domnul Adrian Cioroianu, pe care o să-l invit să ne adreseze tuturor un mesaj, tuturor vorbitorilor, cu rugămintea pentru toți participanții, pentru că avem în față o conferință maraton de 5 ore, numai puțin de 5 ore, unii vom trece 5 ore aici, să fie toate aceste mesaje cumva limitate la 5 minute, mesajele de deschidere, pentru a nu abuza de generozitatea gazdei noastre, pe care o să o rog să mai stea un minut, cât să vedem un film de prezentare, da, domnul Cioroianu, aveți și perspectiva acolo, puteți să vă uitați, la filmul de prezentare a conferinței. Vedem filmul, minuțelul, clipul și îi dăm drum. Așa ar trebui. Dacă nu putem schimba, poate să vorbească domnul Cioroianu și după aia vedem filmul. Haide, spuneți partea tehnică. După. Bun. Domnul Cioroianu, vă rog. Îți dai seama că, de fapt, istoria omului se împletește cu apele, istoria orașelor se împletește cu apele. Primele așezări sedentare de după Revoluția Neolitică, probabil 13.000 de ani în urmă, oamenii s-au așezat pe malul apelor, din motive pe care le bănuim cu toți. Acolo a început agricultura, acolo a început viața urbană și rurală în egală măsură. Iar ca director al Bibliotecii Naționale, uniți-vă că este peisajul pe care cu puțin noroc cei care stau pe partea cealaltă. Apropo, v-aș ruga să aplaudați puțin după ce vorbesc, pentru a mai ridica un grad, un grad și jumătate pe temperatura. Aici suntem pe latura de nord a clădirii și credeți-mă că iarna mereu avem probleme. Acum căldura s-a oprit. Deci, o mare plăcere. Domnule ministru, fiți binevenit, domnule Vorbei, domnule secretar de stat, doamnă consilier, domnule director, doamnă primar Arman, domnule primar, domnul rector, l-am văzut, vă salut pe toți, bun venit, va fi o plăcere să particip și mâine voi fi aici pentru că subiect realmente vă interesează. Mult succes, dragă Mihai, și ție și celor care vor participa la aceste ateliere. Mulțumesc mult! Mulțumim! Mulțumim și după durata aplauzelor se vede că nu sunt doar formale, nu doar. Exact, nu e doar pentru încălzirea atmosferei, deci sunt aplauze venite din convingere. Vedem filmulețul? Nu încă. Bun, avem creăm puțin suspans atunci. De ce nu mi-a spus la început? Cred că voi așa ați vrut, dar
tocmai pentru că spuneam avem o agendă bogată, o să facem loc și filmulețului la un moment dat în agenda noastră. Haideți să mergem totuși, cum spuneam, cu prezentarea mesajelor oficiale și l-am invitat pe domnul ministru, pe șeful Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din Guvernul României, domnul Laszlo Borbély, să ia cuvântul. Mulțumim! Bună ziua! Lume bună! Și-mi place! Îmi plac acele seminarii unde trebuie să mai aducem scaune, pentru că nu mai sunt locuri libere și chiar e impresionant și compoziția acestei întâlniri. Oameni sufletiști, foarte mulți cu care m-am intersectat de-a lungul anilor și care fiecare vrea să facă mai mult pentru această țară, vrea să facă mai mult pentru o Românie sustenabilă, vrea să facă mai mult în zona aceasta care e foarte interesantă, cum valorificăm noi apele din România, cum putem fi parteneri în a vâsli împreună. Iată, avem aici un partener foarte important, Mila 23, Asociația Ivan Pațachin. Ne-am fi dorit să fie aici cu noi, se uită de sus din ceruri la noi, cu care de circa 4 ani de zile suntem în parteneria departamentului. Pentru că ne-am dat seama, în primul rând, și avem foarte multe proiecte și pe anul acesta. N-am timp să vi le spun, dar o să vă invităm la alte întâlniri. Cel mai important este, cred, colaborarea. Colaborarea între instituții și iată sunt instituții importante ale statului aici. Și cum organizezi? Cum organizezi ca să poți beneficia în condiții fără a impieta asupra naturii aceste zone mirifice din România? Și chiar Bucureștiul, care este o capitală totuși, slavă Domnului, și cu zonă verde și cu posibilități, nu numai pe Dâmbovița, ci și pe alte lacuri și zone din București unde poți să ai proiecte. Eu vreau să vă spun că cea mai mare provocare pentru noi a fost în 2017, când s-a înființat Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, în afară de a crea o rețea interinstituțională ca să funcționeze implementarea Agendei 2030, a fost cum apelăm și cum creăm acest parteneriat cu societatea. Și iată, întâlnirea de astăzi demonstrează faptul că se poate. Dar ce va urma după? Pentru că sunt două zile dense, cu foarte multe intervenții de prestigiu, cu proiecte care am avut de câteva ori și la Tulcea și la București și în altă parte asemenea întâlniri, și unele sunt la nivel de wishes, la nivel de proiecte care ar trebui să se facă și din vari motive nu se fac. Ei, eu niciodată n-am putut să accept acest lucru, că nu se poate face ceva. Și atunci departamentul, vă spun numai două sau trei proiecte care le-am făcut noi în parteneriat, evident cu oameni pricepuți. Deci pe râul Berchiu, lângă Giorgeni, am făcut 20 de cascade micuțe și 2000 de păstrăvi indigeni, erau și păstrăvi români și păstrăvi unguri, da, de toate naționalitățile, care au ajutat ca giorgenii, cei din Giorgeni, să bea apă mai curată. Și acum giorgenii, cei din Giorgeni, beau apă mai curată. Un proiect de circa 30-35 de mii de lei, da? Deci se poate, se poate. Am pus plauri, am aflat și eu ca ungur ce înseamnă plauri. Sincer, n-am știut, plaur înseamnă insulă plutitoare, da? Și am pus câteva insule plutitoare pe trei lacuri, tot din zona aceasta, din centrul țării, spectaculos. Deci cu camere de luat vedere, peste 2-3 luni de zile am văzut cât se schimbă biodiversitatea în bine. Deci nu e adevărat că nu se poate. Și acum, revenind la ceea ce discutăm astăzi, noi putem fi
catalizator. Departamentul are sarcina să implementeze agenda 2030. Avem un plan de acțiune până în 2030, care vom avea o hotărâre de guvern în curând. Avem un consiliu consultativ format din, îmi place să spun, înțelepții neamului pe dezvoltare durabilă. Oameni foarte pregătiți, academicieni, oameni care lucrează în diverse zone ale societății, dar cu care am finalizat indicatorii. Avem 98 de indicatori, 192 de indicatori și cu Institutul Național de Statistică. Vom putea urmări și monitoriza ce facem. În momentul de față, pregătim unele acțiuni importante. Eu cred că noi, cu autoritățile locale, cu e foarte importantă prezența Ordinului Arhitecților, cu care am avut o colaborare, sper, bună când am fost în diferite zone ale administrației publice. Dar trebuie să avem o viziune integrată. O viziune care să spună, da, cum poate folosi cetățeanul zona aceasta de lângă râuri, de lângă apele care, slavă Domnului, suntem totuși destul de bogați în ceea ce privește rezervele de apă. Dar atunci trebuie să avem cadastru pus la punct, trebuie să avem o lege și îmi pare bine că este aici domnul director de la Apele Române, am discutat de nu știu câte ori, avem și declarații semnate de cei care au fost la aceste întâlniri. Păi hai să vedem. Să stabilim 15 proiecte importante. Avem PNRR-uri. Avem în PNRR unele proiecte pe Delta Dunării, pe alte zone. Dar haideți atunci să punem umărul și să vedem care sunt prioritățile noastre, care sunt posibilitățile noastre. Așa cum la Paris poate să stea, nu am înțeles, cetățeanul din Franța pe malul Senei și să facă plajă și este deschis. Trebuie să deschidem spațiul. E aberant să închizi curțile școlilor, să nu meargă copiii acolo să facă sport, pentru că, știu eu, se fură ceva sau se deteriorează. Cum poți să închizi? Da? Oricum, mai sar gardul și mai vin copiii să facă sport. Deci sunt lucruri și simple și complicate. Haideți să punem țara la cale, da? Îmi plac foarte mult proverbele românești. Noi nu avem, de exemplu, în limba maghiară, nu avem omul sfințește locul. E una din cele mai frumoase. Hai să sfințim locul. Hai împreună să punem umărul pentru o Românie mai sustenabilă. Și când avem probleme de administrație publică, de legislație, noi, testați-ne, folosiți-ne, putem chema ministere, instituții împreună ca să rezolvăm o problemă în mod pozitiv. Da? Și acum o să închei. Am fost la Geneva acum o săptămână și am avut un discurs. Și mă gândeam că reprezentam statul român, da? Normal. Mă gândeam să spun sau să nu spun în declarația mea ceea ce o să vă spun acum. Acum puțin despre altceva vorbim, dar se leagă. Generația mea, din anii late 60s, da, și 70, era generația și flower power. Și aveam un slogan. Make love, not war. Make sustainable development, not war. Haideți! Haideți să gândim pozitiv, apropo de războiul din jurul nostru. Haideți să gândim pozitiv, să vedem ceea ce putem lua, pentru că avem o țară minunată, avem oameni minunați, hai să-i descoperim. Nu numai cei 17 supereroi, avem fiecare un supererou pentru fiecare ODD, dar fiecare obiectiv. Și am avut pentru prima oară la guvern
un spectacol de teatru anul trecut în sala Transilvania, făcut de copii din clasa 10-a 11-a. Avem benzi desenate care le-am trimis la școli cu cei 17 supereroi. Și nepoții mei, când vin la noi, în fiecare zi au o temă. Care e cel mai bun supererou din cei 17? Și discută între ei și cunosc ce înseamnă dezvoltare durabilă prin benzi desenate. Hai noi, care suntem decision makers, da? Deci suntem oameni care decidem, hai să vedem cum putem face mai mult. Și aici sunt oameni importanți care pot face mai mult și pe linia legislativă, și pe linia guvernamentală, și pe linia autorităților publice locale, și pe linia oamenilor sufletiști care sunt în diferitele NGO-uri, în diferite zone, dar care pot face mai mult. Scuzați-mă, am fost puțin mai și sentimental, dar eu cred că fără sentiment nu poți face nimic. Vă mulțumesc! Mulțumim! Mulțumim, domnul Borbei, cu acest make love, not war, sigur ați mai ridicat cu câteva grade temperatura aici în sală. Și pentru că tot vă plac noastre proverbele, ați văzut că am intuit cumva când mă referam la început la zicala noastră codruie, frate, cu românul. Numai un comentariu spus, să știți, la Geneva, să mă mândresc dacă am cu ceva, am fost singurul aplaudat în cele două zile, că la ONU nu se aplaudă. Probabil din cauza aceasta. Bun, mă gândeam că vă plac și proverbe, da, și astea românești, dar și e o zicere din, dacă mă amintesc bine, din Nansen, dintr-un explorator norvegian, care e multiplu campion la schi și care ne-a lăsat următoarele vorbe: ai reușit continuă, n-ai reușit continuă. Pentru că dacă mi-aduc aminte, domnul Borbei, de fiecare dată la toate întâlnirile noastre, încă de la începutul acestui proiect, a pus presiune, puș, tot timpul, pe concretizarea ideilor. Ei bine, la început erau faze de proiecte, de idei, între timp s-au concretizat multe dintre ele. Dovadă ceea ce vom auzi și azi și mâine, am spus deja, sunt câteva proiecte finalizate și mai multe despre care vom afla detalii. Dar asta nu înseamnă că nu rămâne, domnul Borbei, consecvent acestui principiu. Ai reușit continuu, n-ai reușit continuu. Adică continuăm și cu ce mai avem în lucru. Continuăm și sesiunea noastră de deschidere, invitându-l acum la cuvânt pe domnul secretar de stat în Ministerul Dezvoltării, domnul Daniel Surdu. Vă rog. Bună dimineața tuturor. E greu de vorbit după domnul Borbei. Cred că este un foarte bun orator și pentru mine, care sunt mai nou în acest sistem de guvernare, e foarte greu să vorbesc după el. Sunt câteva lucruri pentru care îi mulțumesc domnului ministru că m-a mandatat să-l reprezint la această conferință, care este o conferință foarte importantă și noi, ca Minister al Dezvoltării, dăm o importanță tuturor acestor dezbateri publice, de unde putem să ne luăm informațiile pentru a face lucrurile bune în continuare și trainice. După cum știți, există în desfășurare proiectul Angel Salini, unde s-a demonstrat că nevoia pentru oamenilor pentru a avea o apă sănătoasă și canalizare este foarte mare. Se vor aloca în jur de 22 de miliarde pentru implementarea proiectelor unităților administrativ-teritoriale pentru sistemele de apă și canalizare. Pe PNRR se lucrează în continuare la foc continuu pentru a putea intra și aceste proiecte care au fost asumate pentru dezvoltarea durabilă a localităților și a comunităților. Toate lucrurile au luat o amploare la care, sincer, eu nu m-am așteptat ca secretar de stat. Și de aceea, pentru a mai recupera din timpul care l-a folosit
bunul orator dinaintea mea. Eu vreau să vă spun doar că vă puteți baza pe Ministerul Dezvoltării, pe oamenii care sunt acum în Ministerul Dezvoltării și pe tot ceea ce doriți să faceți. La noi ușile sunt deschise continuu, telefoanele pot să sune într-una, chiar vă puteți baza pe noi. Vă mulțumesc mult de tot! Mulțumim și noi! Pot suna într-una telefoanele, dar nu chiar într-una, trebuie să mai și răspundă cineva. Că sună într-una e o problemă. Se răspunde. Asta e important de precizat. Mulțumim, doamna consilier la președinție, doamna Alexandra Bocșe, vă rog. Bună ziua tuturor. Vreau în primul rând să felicit organizatorii pentru acest eveniment și pe domnul Frolu pentru lupta lui neobosită pentru infrastructura verde-albastră din orașe și din România în general. Intervenția mea se va axa pe legătura dintre schimbările climatice și managementul apei. Cred că e o temă care merită să fie discutată în cadrul unei conferințe de acest tip. Asta pentru că la administrația prezidențială, când vorbim de dezvoltare durabilă, punem schimbările climatice în centrul agendei noastre și le abordăm în legătură cu alte teme, soluții bazate pe natură, din care face parte și managementul foarte eficient al apei, în legătură cu educația, ne uităm la educație ca un vehicul foarte important pentru protejarea mediului și combaterea schimbărilor climatice. Ne uităm sigur și la partea de atenuare, de reducere a emisiilor din zona de transport și din zona de energie. Acum când vine vorba de legătura între schimbări climatice și apă, este o legătură foarte complexă și nu mă îndoiesc că mulți dintre cei din sală sunt foarte conștienți, specialiștii din sală, de această legătură. În contextul schimbărilor climatice, vorbim de accentuarea unor fenomene meteo extreme, inundații, precipitații abundente în intervale foarte scurte, care vor pune foarte mare presiune pe infrastructură și pe infrastructura din orașe în special. Deci nevoia de a avea o infrastructură care să facă față acestor fenomene meteo extreme. Apoi, sigur, ne vom confrunta mai des, conform a ceea ce ne spune IPCC, organismele internaționale ONU, ANM, cu secetă în orașe, care va afecta biodiversitatea orașelor noastre. Sigur, când vorbim de secetă, putem să discutăm și de impactul secetei asupra sistemelor alimentare, în general. Dar când vine vorba de orașe, nu putem să nu recunoaștem acest pericol pe care lipsa apei ca urmare a secetei poate să-l aibă asupra biodiversității orașelor noastre și, sigur, cu un impact apoi asociat asupra calității vieții și sănătății locuitorilor orașelor noastre. Și în acest context este foarte important să ne asigurăm că prioritizăm infrastructura verde-albastră din orașele noastre ca parte a răspunsului la schimbări climatice, că punem în valoare cât putem de mult apa din orașele noastre, râurile, și în București avem și câteva exemple pozitive în care apa a dus la dezvoltarea biodiversității și ecosistemelor, dar există oportunitate în România să facem mai mult, să punem mai bine în valoare râurile în scopuri legate de recreere, așa cum a menționat și domnul Borbeli, cumva să deschidem spațiul din jurul lacurilor și râurilor orașelor noastre spre public, dar noi vedem la administrația prezidențială și o oportunitate foarte mare de a folosi spațiul din jurul râurilor pentru educație. Fie că vorbim de proiecte de ecologizare și aici multe autorități locale au implicat grupuri de copii în anumite proiecte de ecologizare pe care le-au desfășurat, fie că vorbim de malul râului ca fiind un spațiu de învățare despre viața acvatică. Pe aceste paliere considerăm că se poate face mai mult.
Și pentru a nu vă reține, o să închei prin a puncta că este foarte important când vine vorba de managementul apei, o resursă foarte importantă, o resursă despre care avem studii la nivel internațional, care ne spun că este o resursă care va fi din ce în ce mai puțin disponibilă. E foarte important să manageriem bine această resursă prin infrastructura adecvată și aici sigur că autoritățile publice, centrale și locale joacă un rol important. Trebuie să reducem pe cât putem pierderile de apă și ne confruntăm în prezent cu pierderi de apă pe rețele în infrastructura noastră națională, dar trebuie și noi, cetățenii, să utilizăm mai bine apa și să înțelegem că este o resursă foarte importantă și la nivelul autorităților, noi autoritățile putem tot așa să încurajăm cetățenii să adopte practici și comportamente care le permit o utilizare eficientă a apei. O să închei aici și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Nu am nicio îndoială că va fi o conferință foarte interesantă. Mulțumesc! Mulțumim, doamna consilier de stat. Domnul Sorin Rândașu, director Apele Române, vă rog. În primul rând, bună ziua tuturor, stimați reprezentanții instituției prezidențiale și ai Guvernului României, stimați invitați și dragi organizatori, vă mulțumesc în numele Administrației Naționale Apele Române pentru onoarea de a participa la această întâlnire. Sunt multe de spus legate de apă. Domnul ministru Borbei a început cu un lucru care m-a pus pe gânduri și aș vrea să vă reamintesc că râurile României și apele României, prin procesele pe care le au în mod natural, respiră atunci când trăiesc fenomene de inundații. Și când avem fenomene de secetă, sunt limitări absolut naturale, la care noi trebuie să fim cei care ne adaptăm. S-a vorbit despre schimbări climatice și impactul lor trebuie să fie studiat în continuare. Un management, tranziția de la o apărare împotriva inundațiilor, de la o nevoie de a te adapta și a face un management al riscului la inundații în mod corespunzător, nu poate să se facă decât în condițiile în care avem date, informații suficiente. Decât dacă reușim să completăm ceea ce ne lipsește. Noi suntem o instituție care nu putem să ne dezvoltăm decât cu sprijinul altor instituții, decât prin interacțiune cu alte instituții. De multe ori, lucrurile poate nu sunt considerate cele mai bune, dar nu avem decât o singură șansă. Apele Române sunt o instituție a statului român care administrează un patrimoniu extrem de important. Vorbim de barajele României, care au un rol aproape de neimaginat în atenuarea viitorilor și managementul integrat al acestora reprezintă o componentă foarte importantă, mult mai importantă decât este vizibilă în momentul de față. S-a discutat despre dezvoltare, despre PNRR. Una dintre țintele noastre este să punem în siguranță și să adaptăm această infrastructură la schimbări climatice. Un alt aspect este să nu neglijăm și să ne orientăm către culorile verde și albastru ale apelor. Și soluțiile orientate către natură reprezintă un mijloc de adaptare. Dar subliniez încă o dată, numai prin dialog vom putea să găsim și soluțiile pe plan local pe care vrem să le dezvoltăm. Pentru că în final, dacă vorbim doar de fenomene extreme, viața dintre fenomenele extreme poate fi mai urâtă. Dacă nu ne bucurăm de luciul apei, atunci nu văd care ar putea să fie beneficiu pentru o comunitate locală. Este absolut normal să identificăm locurile cele mai frumoase și sunt convins că au fost inițiative pe care le-am văzut din zona societății civile și care vin în sprijinul acestui management integrat. Dar subliniez încă o dată, trebuie să fim foarte atenți în ceea ce facem, în ceea ce planificăm,
ca atunci când ne bucurăm de apă să găsim și soluția, astfel încât, din punct de vedere tehnic, să ne asigurăm că putem să întreținem ceea ce avem și ceea ce dezvoltăm în continuare. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și sper ca dezbaterile care vor continua să aducă un plus în tot ceea ce înseamnă managementul gospodării apelor în general. Mulțumesc! Mulțumim și noi, domnule director. Doamnelor și domnilor, a venit momentul pe care l-am tot anunțat. O să vedem filmulețul de prezentare. Până la urmă e mult mai bine că îl vom vedea acum, pentru că ne pregătim să facem schimbul de ștafetă pe scenă. Așa că parcă uneori știți că e bine să lași viața să dicteze. Noi, de altfel, în televiziune avem o vorbă. Jurnalul are viața lui. Câteodată când jurnalul are viața lui, așa și conferința are viața ei. Cere filmulețul acum cât schimbăm garniturile de vorbitori. Așa încât haideți să vedem filmulețul de prezentare, timp în care aici voi invita să ocupe locurile pe Clotilde Armand, primarul sectorului 1, pe domnul Radu Mihaiu, primarul sectorului 2, pe Paul Moldova, City Manager, domnul Moldovan la sectorul 6, președintele OAR Alexandru Găvozdea și președintele OAR București Emil Ivănescu, de asemenea pe Marian Moicianu, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu. Sunt 6 locuri, o să mă retrag și eu atunci. Fac loc și domnului Moicianu, mă duc lângă Doru aici. Nu. Veniți aici, vă rog. Haideți să vedem filmulețul de prezentare a conferinței. Da, trecem la primul panel. Doamna primar Clotilde Armand, vă rog, la microfon. Da. Vă ascultăm. La microfon. Acolo, da, la pupitru. Mulțumesc, bună ziua, mă bucur că sunt aici pentru a vorbi despre un proiect la care țin foarte mult. O să-l numesc astăzi Promenada Verde. E vorba de amenajarea a Salbei de Lacur din râul Colentina. Nu știu dacă nu putem să punem harta Bucureștiului. Dacă ați vedea harta Bucureștiului și mai ales partea de nord, unde este sectorul 1, ați vedea că sectorul 1 este împărțit în două părți, partea de nord și partea de sud a râului Colentina. De fapt, sunt suprafețe aproximativ egale. Cele patru lacuri, lacul Herestrău, Băneasa, Grivița și Streulești, cele patru lacuri împart sectorul 1 în două suprafețe de mărime identică, aproximativ. Și acest râu, aceste lacuri, sunt aproape nefolosite în afară de parcul Herestrău. Și ce ne propunem, ce vrem să facem, este să amenajăm aceste lacuri. Este un proiect pe care l-au avut mulți sedili înainte, primul fiind Demi Dobrescu, care în 1919, acum mai mult de 100 de ani, a vrut să facă acest lucru și, de fapt, a reușit. Cum știți, după Revoluție, a fost o perioadă de distrugere foarte mare. Și acum ce ne dorim este să reamenajăm acest... Este o comoară pe care o avem în mijlocul sectorului 1.
Dacă trebuie să puneți lacurile chiar mai, un pic mai în sud și ați vedea că, dacă puteți să coborâți, da. Sectorul 1 este împărțit, partea de sud este de suprafața egală. Da. Ne dăm seama că și pe partea de mobilitate urbană avem o problemă, adică trebuie să rezolvăm problema. În sensul că aceste lacuri creează și o barieră, o barieră la care nu am avem acces, dar o barieră reală, și o soluție pe care trebuie să o dezvoltăm și la care lucrăm este să facem accesele din nord spre lac și din sud spre lac pentru piste de biciclete. Și ideea fiind că de-a lungul lacurilor, în nord, ajungem în nord la o stație de metrou, ajungem în sud la o stație de metrou și de peste tot, din nord spre sud și din sud spre nord, ajungem la această promenadă verde care ne duce spre două stații de metrou. Da? De-a lungul promenadei vom putea avea și un transport light, electric, light rail, ideea fiind să fluidizăm traficul. Da? Atunci, repet, vor fi piste de biciclete care ne vor duce de peste tot din sector spre Salba de la Cour și acest Salba de la Cour este alimentată la fiecare extrem, ca să spun așa, de o stație de metro care există la ora actuală. Da? Atunci, e o problemă de agrement, dar nu numai, și de mobilitate. Care este situația proiectului la ora actuală? Lucrăm pe trei fronturi. Primul este partea de cadastrare, al doilea front este studiu de fezabilitate și al treilea front este PUZ, PUZ-ul Promenada Verde. Încep cu primul, pe partea de cadastrare. Cum știți, este o problemă foarte mare. Când am ajuns, domeniul public nu era cadastrat. Am început și, de fapt, deja am identificat fiecare parcelă. Toate suprapunerile sunt foarte multe. Un privat care a cumpărat un teren între stradă, spun așa, strada Madrigalului, de exemplu, și lac, a folosit toată suprafața să se ducă spre lac. Chiar a lăsat o porțiune între stradă și el ca să fie cât mai aproape de lac. Noi acum trebuie să facem invers, să-l readucem aliniat la stradă și partea care este spre lac să redevină domeniu public. Deci facem partea asta de identificare, de cadastrare, de dezmembrare pentru fiecare lot care este de-a lungul acestor lacuri. Și este o muncă foarte mare, credeți-mă. Al doilea front e partea de studiu de fezabilitate. Deja este urcat pe SEAP licitația pentru a identifica consultantul hidrotehnic. Dacă v-ați plimbat, chiar n-ați putut să ajungeți probabil în celelalte locuri, dar în parcul Herăstrău ați văzut că soluția hidrotehnică care a fost folosită este acum trebuie regândită. Da? Centura asta de beton se prăbușește complet. Sunt mai multe soluții. Studiem soluțiile din Germania, de exemplu, care sunt lăsate mult mai natura, unde da, malul este lăsat în mod natural, dar trebuie pentru asta consolidat. Sunt mai multe soluții, un consultant se va ocupa de acest aspect. Soluțiile vor fi diferite. Sunt niște lacuri, cum este lacul Străuleș, care a rămas natural și nu vrem să-l distrugem. Studiul de fezabilitate va include soluțiile hidrotehnice, este acum în faza de caiet de sarcini, va conține soluția hidrotehnică la care lucrăm. Și în sfârșit, PUZ-ul. PUZ-ul este important pentru că va identifica care vor fi drumurile de acces. La ora actuală nu aveți acces în general la aceste lacuri. Zonele de agrement, zonele de plajă, zonele de mobilitate, va identifica acest lucru nu doar pentru domeniul public, ci pentru domeniul privat. Trebuie să menționez faptul că
dezvoltatorii imobiliari și proprietarii din jurul lacurilor, cu care ne-am întâlnit cu fiecare dintre ei, sunt extrem de entuziaști și pozitivi. Toți sunt de acord să doneze, avem deja, am identificat pentru fiecare ce vor putea să doneze. Înainte să facă aceste donații, evident, e important pentru ei să existe acest spus, să fie clar care va fi destinația terenurilor. Da? Drumurile de halaj, unele aparțin de unor privați care deja s-au angajat că le vor dona către primărie când proiectul va fi pe hârtie la nivel de puz. Vreau să menționez faptul că unde există domeniul public, unde am putut să-l recuperăm noi, în sectorul 1, deja am avansat în mod provizoriu și am făcut un spațiu care e un fel de pilot al Promenadei Verde. Nu știu dacă ați fost deja, e vorba de strada Mateloților, strada Madrigalului și Gârlei, care erau la nivel de în administrația primăriei generale. Am reușit să le aducem la primăria sectorului 1 și deja acolo s-a amenajat. Și deja este plin de lume când zilele sunt frumoase. Da? E un exemplu bun și vă invit să vă duceți acolo. Înainte nu era niciun acces, acum s-a degajat, sunt bănci, sunt alei. Bineînțeles, sunt făcute provizoriu, pentru că în momentul în care vrem să facem o alee adevărată, trebuie să avem și puz și studiu de fezabilitate, cunoașteți constrângerile pe care le avem. Noi avansăm rapid, avansăm serios, facem lucrurile ca proiectul să fie unul extrem de robust și extrem de durabil. Da? Nu facem ceva provizoriu, vrem să avansăm la nivel juridic, la nivel legal, la nivel tehnic, la nivel de urbanism. Ce vreau să vă transmit astăzi este nu numai că progresăm, dar e faptul că avem nevoie de un consens la nivel de toate instituțiile din România. Multe din aceste terenuri aparțin acum de alte instituții, ministere, și dacă vrem ca să avem o abordare unitară, dacă vrem ca acest proiect să nu aibă gaur, trebuie ministerele să fie gata să se implice sau terenurile să fie cedate către primăria sectorului 1. Da? Toate bazele sportive, pe cele 4 lacuri de care vorbesc, erau, înainte de Revoluție, 14 baze sportive. La ora actuală, o parte sunt concesionate, o parte sunt abandonate, dar aparțin de alte ministere. Ne trebuie un consens la nivel național, ca să spun așa, ca să putem să avem un proiect așa cum ne-l dorim. La ora actuală, cum știți, fiecare minister care are o administrație anumită bunuri, nu le cedează, nu face nimic cu ele, sunt abandonate, sunt folosite la 5% din potențialul lor de niște persoane care au o înțelegere cu acest minister. Trebuie să lucrăm cu toții la un consens ca să putem să recreăm, să reconstruim acest proiect. Acest consens național este absolut necesar. E dificil pentru o primărie de sector că poate să muncească cât vrea, nu va putea să recupereze toate terenurile care aparțin de anumite baze sportive, de BTT, etc. Dar noi avansăm. Vă invit să vă duceți pe porțiunea care deja este gata, în sensul că e gata în mod de... Vă dau o idee la ce vrem să facem, chiar dacă aleile nu sunt cele definitive. Mulțumesc mult! Mulțumim, doamna primar. Acum aș trece ștafeta către primarul sectorului 2, domnul Radu Mihaiu. Vă rog. Bună ziua!
Cred că e nevoie de un pic mai mult entuziasm, un pic răcoare aici, suntem într-o clădire, cum glumeam mai devreme, near zero temperature building. Eu zic temperature acum. Aș vrea să vă vorbesc în primul rând despre colaborare. Cred că această conferință este un exemplu foarte, foarte bun de colaborare. Colaborarea este cea care ne va putea ajuta să facem ceva cu aceste ape. Spuneam mai devreme că râul Ramu este prieten numai mie și că noi ar trebui să fim la rândul nostru prieteni cu apele. Dar ca să fim prieteni cu apele, cum spunea și doamna primar Armand mai devreme, avem nevoie să colaborăm. Unul din primele lucruri pe care le-am experimentat, ca să spun așa, când am ajuns primarul sectorului 2, a fost despre curățenia apelor. Am vorbit cu poliția locală a sectorului 2 și am zis, sunt apele, sunt foarte, foarte murdare, ce putem face? Și au venit cu soluția genială. Domnul primar, mergem și amendăm apele române. Amendăm apele române. Și după aceea am vorbit la apele române și apele române au zis, da, da, și noi vă putem amenda după aceea, pentru că cei care aruncă, care aruncă mizerie în ape sunt cetățenii sectorului 2. Deci haideți să nu mai schimbăm amenzi între noi și să găsim soluția pentru ca apele să nu mai fie murdare. Și sunt foarte bucuros pentru că după discuții nu foarte lungi pe care le-am avut cu apele române, dar o birocrație mult mai lungă decât mă așteptam, am reușit să semnăm un protocol prin care fiecare pune ce are la dispoziție pentru a curăța apele de pe cursul râului Colentina. Promenada verde despre care vorbea doamna primar Clotilde Armand se continuă în sectorul 2. Deci vine din nord, intră în sectorul 1, se continuă apoi în sectorul 2 și este un proiect în care colaborăm. Și trebuie să colaborăm nu doar primăria sectorului 1 cu primăria sectorului 2, trebuie să colaborăm și cu apele române. Și facem acest lucru. Dar nu putem să colaborăm doar primăria sectorului 1 cu primăria sectorului 2 cu apele române. Trebuie să colaborăm cu primăria generală. Trebuie să colaborăm și vrem să colaborăm, cum o să vă zic mai devreme, cu Ordinul Arhitecților. Trebuie să colaborăm cu Ministerul Mediului și cu Ministerul Dezvoltării. E foarte clar că avem nevoie de colaborare cu toți factorii implicați. Pot să vă dau foarte, foarte multe detalii despre felul în care este nevoie să colaborăm, dar sunt niște detalii tehnice. Sunt convins că toată lumea înțelege că degeaba încearcă cineva de unul singur să rezolve această problemă, că nu se poate. Trebuie să ne așezăm la aceeași masă, indiferent că suntem de la un partid, că suntem de la alt partid, că nu suntem de la partid, că suntem decidenți din administrație, e clar că avem nevoie de colaborare. Odată cu această colaborare pe care am avut-o cu apele române, pot să vă spun că anul trecut am scos din lacurile de pe cursul râului Colentina peste 10.000 de tone de gunoi. Pentru că în 30 de ani, oamenii au considerat că în momentul în care vorbesc cu cineva, cu o firmă, care spune ridic gunoi, ridic moloz, și îl dau acelei firme, gunoiul dispare. El nu dispare, din păcate. Acest gunoi dispare doar din raza vizuală. El s-a dus de foarte multe ori în râul Colentina, în râul Dâmbovița mai puțin, dar s-a dus foarte, foarte mult în lacurile din nordul Bucureștiului. Și în loc să fie resursa pe care fiecare oraș o folosește, apa este definitorie pentru fiecare oraș. Râul este definitoriu pentru fiecare oraș pentru că asigură nevoia primară de a consuma apă și lichid. Și în loc să o folosim așa, am folosit râurile sau s-au folosit râurile pentru a scăpa de gunoi. Multă lume a vorbit despre cum putem să redăm apele comunității. Și primari dinaintea mea au vorbit de acest lucru în sectorul 2, primari care au spus, facem salba de lacuri să fie ca luna de pe cer, ca să zic așa. Dar nu s-au făcut pașii necesari. Nu ajunge doar să spui că vreau să fac.
trebuie să te apuci să spui cizmele de cauciuc, să intri în nămol, care există nămol curat, să intri în nămol și să faci lucrurile care trebuie. Nu a existat o curățenie a malurilor, a apelor, cred că niciodată. Anul trecut am scos peste 10.000 de tone de gunoi din râul Colentina și anul acesta probabil alte 10.000 de tone de gunoi le vom scoate. Este un respect minimal pe care îl putem arăta apelor. Nu există și nu a existat până acum o ridicare topo a cursului râului Colentina. Mă bucur să vă anunț că săptămâna trecută s-a finalizat ridicarea topo pentru cursul râului Colentina în sectorul 2. Avem 115 hectare de teren și 215 hectare de luciu de apă pe care am făcut o ridicare topo. Ridicarea topo, știți cu toții, este de bază pentru a putea face orice fel de proiect. Lansăm un concurs internațional de soluții, așteptăm sprijinul oare, sperăm să ne ajute Ordinul Arhitecților, pentru a face acest concurs internațional de soluții, să redăm comunității aceste lacuri. Cursul apelor trebuie să fie amenajat de cei mai buni arhitecți. Sunt niște pași minimali pe care trebuie să-i facem. Nu ajunge să spunem, vrem să avem ape curate, vrem să le redăm comunității. Trebuie făcuți pași birocratici, efectivi. Am început anul trecut să facem acest lucru, continuăm. Nu este un proiect de scurtă durată, miracolele nu se întâmplă peste noapte, dar ne-am pus cizmele de cauciuc, ne-am pus mănușile și facem acest lucru pentru a reda salva de lacuri cetățenilor. Împreună cu ARE, împreună cu sectorul 1, împreună cu Primăria Capitalei, cu Ministerul Mediului și cu Ministerul Dezvoltării. Mulțumesc! Mulțumim, domnule primar. Să vedem acum cum arată lucrurile și din perspectiva sectorului 6, de la domnul Paul Moldovan, de la sectorul 6, este city manager acolo. Bună ziua! Mulțumesc organizatorilor pentru invitație. Stimați invitați, noi nu avem la sectorul 6 salbe de lacuri. Avem doar un lac, dar avem mai multe lacuri, avem unul foarte important și în același timp neglijat, așa cum spuneau antevorbitorii mei, timp de 30 de ani, poate mai mult, e vorba de lacul Morii. E un lac foarte important doar pentru sectorul 6, ci și pentru București. Este un lac tehnic administrat de Apele Române. Încă din campania electorală pentru primăria sectorului 6, domn primar acum Ciucu și echipa de campanie, noi am vorbit foarte mult despre acest obiectiv pentru sectorul 6 și pentru București, iar în momentul în care am venit la primăria sectorului 6, una dintre primele activități pe care am început să le desfășurăm a fost să vedem cum putem să abordăm acest proiect. Și aici am avut norocul să avem încă din primul minut ajutorul colegilor de la Ordinul Arhitecților din București și de la OAR Național. Am început încă de atunci demersurile să încercăm să luăm în administrare nu doar insula, pentru că există o insulă pe acest lac, ci și întreaga zonă din jur, zona de protecție. Ne-am izbit de problemele birocratice cu care încă continuăm să ne ocupăm, dar ce am făcut este să inițiem demersuri pentru organizarea unui concurs internațional de soluții pentru acest obiectiv împreună cu Ordinul Arhitecților și sper eu în maxim o lună să fim în măsură să lansăm tema de concurs. Bineînțeles că am avut o grămadă de activități premergătoare, lansări, studii de fundamentare, studii de biodiversitate istorice și așa mai departe. A mers destul de repede, zic eu, pentru administrația din România cu acest proiect. Mă bucur că domnul Borbei și
domn director al Apelor Române, sunt aici pentru că vom avea nevoie în continuare de ajutor de la dânsii pe chestiuni administrative. Și aici cea mai mare va fi să reușim să intrăm în administrarea, noi primăria sectorului 6 a acestei zone și să venim cu, să putem să venim împreună cu câștigătorii și participanții la concursul de soluții, să venim cu soluții care să ofere o atractivitate mai mare sau să exploateze așa cum trebuie potențialul acestui amplasament al lacului Mori. Pentru că ne dorim să avem parte de idei de proiect de calitate, care să vină cu soluții, să zicem noi, cât mai diverse pentru petrecerea timpului liber în acea zonă și să devină acest proiect al lacului Mori împreună cu celelalte lacuri din municipiul București, Herăstrău, un obiectiv de atracție pentru bucureșteni și, de ce nu, și pentru oamenii din jurul Bucureștiului, pentru că sunt sigur că vor participa și dânsii și vor dori să vină în această locație. Cam asta e istoria. Ce ne-am propus noi și am făcut deja demersul la Primăria Generală pe lângă lacul Mori, să încercăm să luăm în administrare și să mergem la fel cu un concurs internațional de soluții pe segmentul de râu Dâmbovița, care traversează sectorul 6. Urmează să vedem ce putem să facem aici. Suntem și într-un proces de învățare, pentru că am învățat din proiectul lacului Mori și ce să facem și ce să nu mai facem în demersurile noastre. Sperăm să se concretizeze cât mai rapid și acest proiect, să-l primim în administrare, SPLAI-ul, împreună cu segmentul de râu Dâmbovița și să continuăm ideea proiectului lacului Mori cu acest loc pe care noi vrem să-l orientăm mai mult spre agrement, trafic pietonal, nu trafic auto, deplasări nemotorizate, avem acolo regia, unde sunt foarte mulți tineri, avem dezvoltări noi în aceeași zonă cu familii tinere care nu au acum un loc în care să își petreacă timpul liber și să o facă cu activități de calitate. Mulțumim încă o dată de invitație, mulțumesc Apelor Române cu care până acum am colaborat foarte bine și sperăm să o facem în continuare și asta este, avem nevoie de mult ajutor, așa cum au spus și doamna primar Arman și domnul primar Mihaiu, avem nevoie de ajutorul celorlalte instituții ca să concretizăm proiectele pe care le avem în dezvoltare. Mulțumesc! Mulțumim și noi. Spuneam la început, doamnelor și domnilor, cu o atenție majoră, un obiectiv major principal al acestei conferințe este de a propune o viziune privind rolul arhitecților și urbaniștilor în valorificarea apei în beneficiul comunității. Este acest rol relevant pentru comunitatea profesională? Este el definit? Cât de important este rolul arhitectului? Cât de important este rolul urbanistului? Eu, dacă mă întrebați pe mine așa ca realizator de televiziune, mă gândesc așa, văd arhitectul ca un fel de scenarist pentru emisiune, face scriptul unei emisiuni, în schimb urbanistul e ca un producător de televiziune, pune în practică scenariul și cumva capacitează toată structura instituțională pentru realizarea proiectului, dar nu știu dacă sunt chiar în temă să și comparația se susține exact, dar vom afla acest lucru din intervențiile următoare, pentru că avem o întreagă echipă de forță, de calibru aici pe scenă, în frunte cu președintele OAR, cu președintele OAR București, cu domnul rector al Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, așa încât eu personal sunt foarte curios să aflu ce veți spune. Da, domnul Găvozdea, vă rog, președintele OAR. Bună ziua, mulțumesc, îmi cer scuze pentru vocea puțin inadecvată unei luări de cuvânt, dar e sezonul. Nu are legătură cu clădirea, promit. Vă mulțumesc și pentru sugestie de subiect cu care ați introdus, ne-ați introdus pe noi, arhitecții de pe scenă din acest moment. Cred că
într-o bună măsură aveți dreptate. Este nevoie cu siguranță de specialiști, de toți acești specialiști, fie că vorbim de arhitecți, de urbaniști, de peisagiști, de cele mai multe ori împreună pentru asemenea proiecte și cu siguranță din cele mai incipiente momente ale unei asemenea inițiative. Am auzit ceva mai devreme, dorințe, inițiative și, bineînțeles, confirmarea faptului că trebuie colaborat cu Ordinul Arhitecților din România. Eu aș mulțumi în primul rând pentru această apreciere, dar aș completa-o cu un semn de întrebare, și anume dacă într-adevăr colaborarea cu Ordinul Arhitecților din România este cea importantă sau, de fapt, colaborarea cu acești specialiști, cu integrarea arhitectului, urbanistului, peisagistului în aceste proiecte. Și când mă refer la proiecte, de fapt, mă gândesc la faptul că în fața noastră, cetățenilor, ajung, de fapt, proiectele. Că sunt ale administrației, că sunt ale unor ONG-uri sau, sigur, în colaborarea acestora, dar, de fapt, în spatele acestor proiecte, înainte de ele, proiectele se construiesc pe niște momente de inițiere, pe niște concepte de lucru, care, de fapt, pleacă din niște strategii și care, la rândul lor, se fundamentează pe niște politici publice. Pe tot acest traseu în spate de fundamentare a ceea ce, de fapt, ajunge să fie un proiect, este nevoie de competență, este nevoie de competența pe care o poate oferi un arhitect, spun, slash urbanist, slash peisagist, de regulă împreună. Pentru că lucrurile de cele mai multe ori ajung să fie, și o să mă refer în finalul intervenției mele, din păcate, la un exemplu nu foarte grozav, ajung să fie așezate pe niște făgașe din care nici cei mai buni specialiști nu le mai pot scoate dacă făgașele sunt greșite. Și atunci e important să apelăm la acești specialiști pe care altfel îi cunoaștem ca fiind cei care produc documentațiile de avizare, autorizare, urmăresc șantiere și așa mai departe, dar e nevoie să apelăm la ei din faza în care gândim răspunsul pentru nevoia evidentă pe care o resimțim, mai ales în administrația locală, se resimte nevoia cetățenilor și nevoia comunităților în care trăim. Deci, pentru asta vreau să militez și la asta fac apel pentru viitor, la toată lumea implicată în astfel de inițiative, să recurgă la acești specialiști din timp. Și s-a pomenit, mai ales în ultimele intervenții, mult de concursuri internaționale de arhitectură. Mă bucură foarte mult că acest apetit s-a răsfrânt și asupra capitalei și asupra primăriilor de sector în principal, bineînțeles. Și aș vrea în primul rând să mulțumesc, pe lângă evident echipei Ordinului și doamne vicepreședinte pe concursuri, Ana Maria Zahăriade, doamna profesor care este și astăzi în sală, și întregi echipe de la Ordin care se ocupă de mult timp de chestiunea asta, și am învățat și noi, cu bune și cu rele, cu greșeli și cu dificultăți, cum e cel mai bine să faci aceste lucruri. Dar în primul rând vreau să spun, în afară de echipa noastră de intern, vreau să mulțumesc în mod special Primăriei Cluj-Napoca și îi mulțumesc de Ovidiu Câmpean, care e aici în sală din partea Primăriei Cluj-Napoca, pentru că au avut curajul acum mulți ani deja, să încheie acest protocol cu Ordinul Arhitecților din România pentru a face concursuri, aș spune, aproape pe bandă rulantă la Cluj, și în felul ăsta au avut curajul, cum spuneam, să experimenteze, au avut încrederea în acest instrument, care într-adevăr este practic cel mai bun instrument pentru a găsi soluții de calitate pentru probleme de cele mai multe ori unice. Scuze încă o dată. Sper că n-am fost chiar în microfon. Asta, de fapt, a făcut să se demonstreze viabilitatea acestor demersuri. Și cred că lucrurile astea sunt dovedite astăzi și de intervențiile doamnei, domnului primar și domnului city manager, pentru că, într-adevăr, așa poți să aduci, la acel moment în care discuți despre proiect, să aduci competența în prim plan și să te asiguri că oferi, de fapt, comunității cel mai bun rezultat posibil pentru problema ridicată. Aș încheia, inspirat de domnul Borbei, cu un pasaj poate un pic mai emoțional,
Și o fac pentru că nu vreau să închei pe un ton negativ, dar pe un ton de avertizare. Eu sunt din Sibiu și trebuie să recunosc că am eșuat în a convinge administrația locală din orașul meu natal să facă același lucru pentru amenajarea malurilor râului Cibin, care este râul pe care s-a construit orașul Sibiu. Și deja este în execuție un proiect de amenajare a unei piste de biciclete. Suntem toți fericiți, nu, când auzim de chestia asta, pe malul râului. Pe, sigur, fonduri europene, sunt foarte mulți bani, nu e o sarcină pe bugetul local, suntem cu toții fericiți că se întâmplă lucrul ăsta. Din păcate însă, pista de biciclete se construiește în albia quasi-râului, deci practic pe mal la o jumătate de metru de luciul de apă, când nu e umflat râul, bineînțeles, cu costul unor pereți de sprijin din beton de 2-3 metri înălțime, care de fapt fac ca toată această intervenție într-un râu care de bine de rău încă nu era prea agresat cu betoane, să fie puțin anacronică felul în care privim râurile în vremea de astăzi și nu doar de ieri de azi. Asta, din păcate, pentru mine e un semnal că, repet, am eșuat, deși am fost acolo la prima discuție când se punea problema: Alex, ar putea să facem rost de bani, să facem această amenajare pe malul Cibinului? Și am zis, splendid, să facem un concurs de soluții. Cât durează? Cam mult, nu avem timp de chestia asta. Dar hai că facem noi, o să facem rost de finanțare și facem proiectul ăsta. Am zis, ok, vă punem la dispoziție niște oameni cu care să vă consultați de la bun început, fără niciun fel de costuri, fără piedici, doar ca să ne asigurăm că iese bine proiectul. Ne descurcăm, facem și noi. Din păcate, proiectul a fost făcut de, fără niciun fel de reproș, meseriei, Doamne ferește, de ingineri de drumuri, care, bineînțeles, că nu se pricep la lucrul ăsta și au făcut ce știu ei să facă, să reazăme pământul cu pereți de beton și să proiecteze straturile de suport pentru o pistă de biciclete din pavaj, asfalt și așa mai departe. Și să pună o balustradă de metal ca să nu cadă lumea în râu cu bicicleta. Cam ăsta este proiectul. Din păcate, asta se întâmplă atunci când, chiar dacă există bani, chiar dacă există intenție, chiar dacă este o reușită de a atrage fonduri, dacă nu sunt implicați specialiștii, calitatea, din păcate, lipsește, de fapt, nu că se degradează, lipsește cu desăvârșire și riscurile sunt foarte mari ca lucrurile să se petreacă în felul acesta. Cea mai mare nenorocire mi se pare că aceste lucruri nu se pot demonta peste 2 ani, când ne dăm seama de gravitatea situației. Da? Și costurile pentru ecosistem, pentru râu, pentru comunitate și așa mai departe vor fi evident foarte mari. Așa că, încă o dată, fac apel, implicați toți cei care vă ocupați de chestiunile acestea cât de repede puteți, oameni competenți, care au experiență, există deja experiență suficientă în România, distribuită, o să vedem și azi în cursul zilei, este în multe părți din țară, lucrurile astea deja s-au făcut. Sunt arhitecți, sunt urbaniști, sunt peisagiști care au înclinație spre rețeaua verde-albastră, și care lucrează de la Timișoara la Iași, de la Cluj, Reghin, București și Constanța și așa mai departe. Toată țara e plină de asemenea oameni, trebuie doar să-i găsim și să apelăm la expertiza lor. Mulțumesc frumos! Mulțumim și noi și, într-adevăr, practic, ce spunea domnul președinte Oar este cumva o confirmare a obiectivelor pe care ni le-am propus și cu această conferință, pledoarie pentru concurs de soluții, în primul rând, pentru soluții bazate pe natură și concurs de soluții ca metoda cea mai eficientă, pentru că ea implică arhitecți valoroși și implică de asemenea vocea comunității. Când ai o asemenea selecție prin concurs de soluții, atunci când este evitată această formulă, se ajunge la betoane. Betoanele, nu știu dacă încântă nici arhitecții, încântă nici pe arhitecți, nici pe membrii comunității. Vă rog, v-am stimulat. Îmi cer scuze, mulțumesc frumos. Am uitat să spun ceva ce am uitat să-mi notez, de fapt, pe hârtie. Înainte mă gândisem deja. Vreau să-i mulțumesc și lui Emil Ivănescu, președintele filialei București, odată pentru organizarea din partea noastră acestui eveniment, dar mai ales pentru faptul că
a bătut la toate ușile primăriilor de sector și a capitalei și a insistat pentru chestia asta și se vede că lucrurile deja sunt mai cunoscute și au devenit atractive pentru aceste administrații și îi mulțumesc că ne împinge de multe ori peste capacitatea pe care o avem pentru a organiza concursul și trage de noi, pentru că este într-adevăr nevoie de a folosi acest instrument în multe alte locuri decât am reușit până acum să o facem. Mersi! Mulțumim și noi. Pentru aceste lucruri lăsăm onoarea de a închide acest panel. După ce îl vom asculta pe domnul rector, Marian Moiceanu, rectorul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu. Vă mulțumesc frumos, stimate doamne, stimați domni. Vă mulțumesc că sunteți prezenți aici și sunteți interesați de un subiect atât de important pentru calitatea vieții noastre. Apa, durabilitatea, orașe durabile, e la ordinea zilei să discutăm despre sustenabilitate, despre lucruri care, fără de care nu se mai poate întâmpla aproape nimic. Și dacă le ignorăm, o să vedem că prezentul și viitorul vin peste noi și o să ne creeze probleme mari de tot. Când eram student, problematica asta nu exista. Erau suficienți bani ca să poți să proiectezi aproape oricând construcții funcționale, clădiri funcționale, stilul internațional era la modă, după care a venit contextualismul și postmodernismul a pus semne de întrebare. Cum construim, unde construim, de ce construim așa și nu altfel. Dar tot atunci eram student și mi-aduc aminte, clubul de la Roma a venit cu un raport teribil, Omenirea la răscruce, în care se puneau probleme că nu mai sunt resurse. În câțiva ani, în 40 ceva de ani, nu o să mai fie resurse și atunci omenirea, în disperare, a încercat să găsească soluții, după care a uitat. După ce au apărut captorii solari, după ce au apărut bioenergia, adică, mă rog, s-au dezvoltat lucrurile acestea, ușor, ușor, parcă erau bani. Teoria creșterii zero n-a funcționat. Statele au nevoie să se dezvolte, industriile au nevoie să se dezvolte, profitul își cere dreptul lui și asta s-a întâmplat. Îi mulțumesc lui Emil că m-a invitat, o să spun câteva cuvinte, evident, referindu-mă și la universitatea pe care o reprezint, dar și pentru faptul că domnul ministru Laszlo Berveli a spus că e nevoie de colaborare. Sigur că da, în momentul în care discuți de o edificare și discutăm de lucruri atât de importante pentru calitatea vieții, e nevoie să existe niște lucruri, niște actori, să existe voință, să existe inspirație, să existe strategii, să existe finanțare și aici sunt oameni care reprezintă niște actori importanți în actul ăsta al edificării. Evident, sunt edilii care, dacă își pun în cap să facă ca locuitorii urbei să trăiască mai bine, pot face proiecte, pot gândi proiecte. Au nevoie de bani, e nevoie de o voință politică. Și politicul este reprezentat aici, asta este foarte bine. E nevoie de, spunea Alex, e nevoie de specialiști. Adică poți să ai proiecte generoase, poți să ai proiecte curajoase și să descoperi că nu ai cu cine să le faci sau să le faci prost, pentru că nu toți arhitecții sunt foarte buni, pentru că nu toți urbaniștii sunt foarte buni, pentru că nu toți edilii sunt foarte buni, pentru că nu toți politicienii sunt foarte buni. Și atunci, cum facem ca această colaborare să fie bine? Are educația un rol în acest lucru complicat? Păi da, evident, pot să discut de școală generală, liceu, eu mă refer la universitate și mă refer la școala de arhitectură și urbanism și de design. Chiar dacă ea uneori nu este implicată ca entitate în niște parteneriate, reprezentanții ai școlii sunt prezenți aproape oriunde, în primării. Doamna primar, aveți arhitect șef, aveți o echipă de primari, la fel și dumneavoastră. Asta înseamnă că produsul nostru, produsul școlii, când spun al nostru, vă rog să înțelegeți, al școlii, nu al meu sau al conducerii, este prezent. Din păcate, nici noi nu putem păstra în școală pe cei mai buni,
Sunt convins că nici dumneavoastră nu aveți posibilitatea să aveți în echipe cei mai buni specialiști, din multe motive. Pentru că ei câștigă mult mai bine afară dacă lucrează în birouri, pentru că pot câștiga concursuri și atunci preferă să nu lucreze, că nu puteți să-i plătiți atât de bine. Și atunci trebuie căutat acest echilibru. Cum faci ca să implici în proiecte cei mai buni specialiști? Arhitecți, urbaniști, designeri și nu numai. Eu cred că una din variante este, evident, parteneriatele cu universitățile și am să încep cu Universitatea Tehnică de Construcții București. Acolo există o secție care se numește hidrotehnică, există o facultate care are probleme foarte mari. De ce? Pentru că nu mai este căutat. Domnul rector de acolo este disperat, spunând că e nevoie de o decizie politică, ca acest lucru să se întâmple, pentru că barajele, lacurile din România, în scurt timp, nu vor mai avea specialiști care să le repare, să le facă ceva. Deci este o problemă politică aici. Arhitecți și urbaniști. Sunt școli foarte bune de arhitectură. Eu am un discurs pro-domo, firesc, provin din Facultatea de Arhitectură Ion Mincu, dar recunosc că există școli bune și în Timișoara, și în Oradea, și în Iași, și în Cluj. Nu reușim nici noi să-i ținem pe cei mai buni în școală să devină asistenți, pentru că preferă să lucreze în proiectare. În proiectare, în birouri particulare, v-am spus, din țară și din străinătate. Dar revin la ce poate să facă învățământul. Păi învățământul, universitățile pot fi parteneri de încredere în acest proces. Nu toți suntem cei mai buni, dar din cadrul universităților sunt unii dintre cei mai buni care există. Și asta înseamnă ceva. Ei pot fi selectați prin concurs public sau prin parteneriate, consultând universitățile în problemele pe care le aveți. Doamna primar, aveți un proiect extraordinar de ambițios și curajos și generos. Veți avea probleme din punct de vedere juridic cu terenurile. Iar în momentul în care discutăm de o formă legală prin care puteți să dezvoltați PUS-ul, știți poate mai bine decât mine că durează foarte mult. Și sunt probleme și așa este, aveți nevoie de un ajutor și o colaborare și cu Primăria Mare și cu ceilalți ca să înțeleagă că sunt obiective de interes public care fac ca viața noastră să fie mai bună și tot să pună umărul ca lucrurile acestea să nu dureze atât de mult sau să nu dureze o veșnicie. Și știți că unele lucruri se întâmplă așa și e mare păcat. Am să vă mai spun încă câteva cuvinte, sper să nu vă plictisesc. Vom fi vizitați în această universitate a noastră de Royal Institute of British Architects. Ei vin din 5 în 5 ani și validează sau nu validează școala. Până acum au validat-o, cred că, de 4 ori. Din 5 în 5 ani, fără recomandări și fără obligațiuni de a schimba ceva. Asta înseamnă ceva. Înseamnă pe pașaportul studenților noștri o viză în plus pentru UK și nu doar pentru UK. Înainte, cu un an, am discutat cu Chief Department of Education, domnul arhitect David Gloster, care ne-a spus anul următor veți fi verificați și cuvântul de ordine o să se numească sustenabilitate. Adică vă rog să arătați cum reușiți voi, studenții, să-i pregătiți în așa fel încât partea asta să nu fie doar cuvinte. Și am să vă spun ce facem noi de câtva timp. V-am spus, când eram student, nu se discuta de așa ceva. Era doar să fie frumos, să fie elegant, să se integreze și așa mai departe. Dar partea asta de sustenabilitate nu era prezentă. Acum, pe lângă faptul că există în cursurile noastre așa ceva și plecând de la ideea că totul se schimbă și deși arhitectura trebuie redefinită, vreau să știți că cel puțin și nu doar la activitatea de proiectare, această prezență a durabilității, a sustenabilității este solicitată prin proiect și în așa fel, ușor, ușor, trecem de la faza în care asta era rezolvată doar prin echipamente, în care inginerii spuneau cuvintele, spațiul arhitectural se regândește și se conformează în așa fel încât ea să răspundă la noile cerințe care sunt obligatorii. Și tot inspirat de cineva care a început prin a spune poezii, eu vreau să finalizez tot cu o poezie. De fapt, nu o poezie, sunt câteva versuri, cred că erau al Adrian Pănunescu la Cenacul Flaca, care spunea și râurile noastre toate nu se mai par în străinătate. Eu cred că ar fi bine să spunem și râurile noastre toate sunt ca și în străinătate. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul rector, și acum, last but not least,
Da, Emil Ivănescu, președinte UAR București. Mulțumesc foarte mult. Eu o să fiu mai scurt, dar am o listă foarte mare de mulțumiri pentru că acest eveniment și un eveniment amplu astăzi, mâine și mâine seară se datorează unor colaborări, că tot discutam de colaborare. Bucureștiul colaborativ, cred că ar trebui și Bucureștiul coerent. Și aici o altă discuție. Și aș vrea să mulțumesc foarte mult Asociației Ivan Pațaichin, Ordinul Național, Ordinul București. Sunt alături de noi președinți de ordine din filială din țară care dezvoltă proiecte cu ape, în spiritul acesta ape sustenabile, ape pentru comunități. Mulțumesc foarte mult ministerelor și mulțumesc foarte mult primăriilor, pentru că noi suntem într-o colaborare, am dezvoltat la București o colaborare foarte puternică, am dezvoltat un grup de lucru pentru spațiu public și pentru concursuri, într-adevăr, pentru că este nevoie de calitate în amenajarea spațiului public. Amenajarea aceasta nu se face oricum, se face întâi cu consultarea populației, se face integrativ cu diverse organizații. Noi am colaborat împreună cu Universitatea de Arhitectură, cu ASOP-ul, cu SNSPA-ul, cu primăriile. Am cartat spații, am văzut ce se întâmplă la firul ierbii, pentru că de uneori noi vorbim la un nivel înalt, dar la firul ierbii, chiar la bloc, la intrarea de bloc, lucrurile sunt foarte diferite. Și vreau să felicit primăriile care au curajul să amenajeze spațiul public prin concurs de soluție. Și de aceea vă mulțumesc foarte mult pentru că am invitat acum, de fapt, primăriile care acum dezvoltă aceste tipuri de proiecte pentru apă prin concurs de soluții. Concursul de soluții nu e o simplă procedură, este una din cele 9 sau 10 tipuri de achiziții publice din legea achizițiilor publice. Deci nu este doar o simplă procedură, e o procedură complexă, nu este simplă, din păcate, și înțelegem că uneori nu se poate interveni, dar este una dintre cele mai puternice și poate calitative proceduri de achiziție publică. Și avem nevoie de spațiu public pentru cetățean constituit, construit pe baza concursului de soluții și pe baza dialogului. Și vă mulțumim foarte mult. Avem în continuare un eveniment diseară, mâine seară, avem o expoziție foarte frumoasă la Galeria Galateca, este de fapt macheta concursului Someș Delivery, Someș Delivery e un proiect de activare, nu? Ci amenajarea întregului curs Someș, primul concurs internațional. Macheta a făcut parte din expoziția de Bienalei de la Veneția și suntem foarte încântați că arhitecții spanioli care au realizat acest lucru sunt aici cu noi. Vă mulțumim foarte mult și pentru un București coerent. Vă mulțumim foarte mult! Și Alex, mulțumesc! Mulțumim, Emil Ivănescu, mulțumim tuturor vorbitorilor pentru că am ajuns la finalul acestui panel. Trecem la un panel foarte tehnic, după aceea luăm pauză. Acum cumva facem schimbul pe repede înainte. Mulțumim frumos și invităm pe scenă pe Anca Ginavar, Olimpia Negru, Ioan Bica, Ovidiu Câmpean și Teodor Floru, Doru, deci tot aici. Păi ai un loc aici, cred că sunt 6 locuri. Deci doamna Ginavar, Negru, domnul Bica, Câmpean și Doru Floru.